Sper să își dea seama cât de norocoși suntem că avem în Timișoara aceste două cinematografe. Păi cât de des pot vin la cinema, cel puțin o dată pe săptămână vin, dar se întâmplă să fie două, trei filme pe săptămână. Mi se pare incomparabilă experiența de a viziona filmul aici, la cinema, pe ecran mare, pe întuneric, sonorizarea care este foarte bună în aceste cinematografe, asta contribuie foarte mult și acasă, oricât am investi, eu din experiență spun că nu se compară lipsa tuturor altor distrageri de telefon mobil, de tablete, de pot să dau atenție numai filmului. Să începem cu Casa Blanca, pentru că asta a fost cea mai mare surpriză, a fost poate prima proiecție clasică și atunci am dat seama că ce, ce potențial este aici, deci putem vedea și filme clasice, nu doar filmele care sunt lansate anul acesta. Unul care m-a surprins a fost Singing in the Rain, care a fost aici la Timiș și pe care îl văzusem la un moment dat și aveam impresia că e ok, îmi plăcuse, în schimb, aici parcă a prins Viață. Deci a fost cu totul altă experiență, alt film ce îmi vine în minte pentru că l-am văzut recent, Zona de interes pe care îl voi revedea cât timp îl mai prind în cinema pentru că iarăși e o experiență care cred că acasă ar pierde din intensitate. Sper să își dea seama cât de norocoși suntem că avem în Timișoara aceste două cinematografe. Fiind pasionat, am umblat mult și prin țară și prin străinătate. Am văzut multe cinematografe. Ce avem aici este mult peste majoritatea pe care le-am văzut. Programul pe care îl avem, pentru că nu sunt doar filmele lansate ieri, sunt filme din toate cinematografiile, din toți anii. Este ceva ce nu prea se întâmplă prin țară.